Bună dimineața și bine v-am găsit! Salut, soare! Ce mai faci? Nu ne-am văzut de câteva luni? Bune, nu? Da, nu ne-am mai văzut de ceva timp. Nu ne-am mai văzut de ne-am văzut ieri, dar nu se pune că n-am fost în direct. Așa. Dar tu tot fresh ai rămas dimineața. Mulțumesc, da, păi am antrenament. Cumva și eu fac matinal, dar acasă. Așa e, fiecare mămică trece printr-un matinal. Ăla e cel mai tare matinal, știi? Este. Cred că începe mai devreme decât al nostru. La 7, cred că mai la târziu, 7? Nu? Mai târziu, da, mai târziu. Dar bine, și copilul crește și atunci se mai mută ora de începere. Dar știți ce mă gândeam? Că noi părinții, cumva în primii 2 ani, să spunem, ne dorim ca bebelușul să doarmă mai mult. După care bebelușul doarme mai mult, dar îl ducem la grădi. Adică noi îi spunem trezește-te. Exact când ar putea să se trezească mai târziu. Exact. Zicem, are ceva neregulă, trebuie să te pregătești pentru viața asta. Când lucrurile încep de dimineață. Corect. Ce faci altceva? Multă muzică. Multă am văzut. Muzică. Da. Am văzut. Ești de neoprit. Da. Așa îmi place să cred. Sunt perfecționistă și îmi continuă nevoie de evoluție. Nu mă potolesc. Da, am lansat cea mai recentă piesă. Se numește Ultima Lacrimă, acum 2 săptămâni. Și mă bucur să știu că se difuzează și la voi. Și chiar mai devreme vorbeam cu Biță, colegul meu de la vlog, că peste 2 săptămâni filmăm următorul videoclip. Acum m-am reprofilat, fac și videoclip. Faci tu? Singur. Eu semnez regia, Biță împreună cu colegii lui de la Zoom pe idei, semnează imaginea, așa că... Da. Și vlogul, cum merge vlogul? Vlogul, cred că merge bine, nu merge senzațional, cumva n-am reușit să-mi strâng o comunitate foarte mare pe YouTube, așa cum am pe Instagram sau pe Facebook, dar sunt încrezătoare că pași înceți, dar siguri. Am văzut că mai toți artiștii intră și pe partea asta de vlog. E ceva pe care trebuie să-l faci în zilele noastre, nu? Dacă n-ai un vlog... Da, cred că cumva oamenii simt nevoia să se conecteze cu un artistul lor pe care îl admiră și la nivel uman. Iar în vlog cumva le arăți ce nu le arăți în postările de pe Instagram sau de pe Facebook. Adică viața normală. E ca un reality show. Da. Auzi, dar de ce Ultima Lacrimă? De ce se numește așa? Da. Sau, deși titlul te poate face să crezi că e vorba despre ceva trist, este vorba despre un mesaj de curaj. Despre curaj. Ultima lacrimă, să înveți să spui nu, să înveți să spui gata, să înveți să știi când e suficient. Ok, și s-au învățat lucrurile astea? Eu le-am învățat, dar spun. Da? Eu, cumva, din experiența mea, împărtășesc celor care mă ascultă în speranța că voi face un bine. Ai învățat să spui nu? Fii atent, că asta e o chestie foarte tare în viață, soare. Da. Adică, nu toți avem puterea să spunem nu, știi? Și te poartă viața de colo-colo și zici că tu ajuți un om și așa mai departe. Tu ești o persoană care știe să spună nu? Da. Deși sunt yes man de cele mai multe ori, cel puțin din punct de vedere profesional, știu foarte bine când să spun nu, n-am dubii. Personal, mi-a luat ceva timp să învăț, să mă ascult mai mult pe mine. Uh-huh. Iar acum, ce să spun? Da, pot să spun nu. Chiar acum câteva zile am spus nu unui burger. Da, și nu ți-a fost greu? Mie mi se pare cel mai greu nu pe care poți să-l... Eu nu spun nu, după cum se vede pe mine, adică nu cred că a fost vreun moment în care să zic nu. Deci la asta nu am. Dar la oameni cum e? Știi că vin oameni și zic, sore, hai să facem. Profesional, adică nu când spui nu profesional. Nu, zici că te rogă tot felul de chestii de astea în viață, știi? Aș vrea să vii să faci pentru mine treaba asta sau, nu știu, Da, la început mi era greu și cumva mi se părea că e o dovadă de bun simț să spun da oricui. Da, că așa ești crescut. Da, așa e. Fii drăguț, să ajută oamenii. Da. Da, doar nu că refuza. Te lovește anumite experiențe care te învață să ai, cum să spune, în al șaselea simț. Și atunci mi se pare corect să spun, cum și mie mi-au spus mulți nu. Și atunci persoana se supără. Vine și spune, mulți se supără, da. Bă, dar stai mai un pic, dar tu chiar nu vrei să mă ajut sau chiar care-i faza? Da, da. Am și eu nevoie de banii ăștia, am nevoie de... Uite, să știi că la împrumuturi chiar nu pot spune nu. Nu spui nu la împrumuturi? Nu, nu pot. A, serios? Și dacă n-am, bine de știut. Tu e bine de știut. Mă sunați dacă e nevoie. Cum să nu. Cu mare drag. Dar profesional, când ai spus ultima dată, nu? Acum câteva luni, când am luat decizia mai întâi eu cu mine și apoi împreună cu echipa mea de a nu mai urma niciun trend și de a-mi urma doar inima în ceea ce privește producția muzicală, liniile melodice, mă rog, uh-huh, în ceea ce privește tot ceea ce lansez din punct de vedere muzical. Am spus nu comercialului, indiferent de trend, așa am spus da
stilului meu. Noi ne-am luat de o grijă în dimineața asta, nu vom decide noi cine ia vacanța. Sores, pasăm ție toată responsabilitatea, te rog să te încarci și să duci pe umerii tăi 1000 asta de euro, un voucher pentru directbooking.ro. Avem 4 ascultători care săptămâna asta au câștigat câte un voucher mai mic de 100 de euro, iar acum tu vei alege unul dintre ei. O avem pe Mihaela din Oradea, l-avem pe Sorin din Brașov, pe Florin din Mureș și pe Nelu din Botoșan. Nelu a câștigat chiar ieri în emisiunea noastră. Nelu părea foarte hotărât ieri, a zis că ne auzim azi. Tu ai acolo deschis site-ul random.org. Da. Ai de la 1 la 4... Și trebuie să apăs un să generăm. Singur, da. Ce emoție am eu, dar aminte ascultătorii noștri. Tuturor ascultătorilor. Da, în atenție. Nu aleg eu, alege internetul. Așa că deși tu pasezi responsabilitatea mai departe către site. Da, dar știi cum e, te încarci de o energie, corect, faci niște lucruri și acolo se întâmplă. Dă-mi voie să spun așa, înainte de a apăsa butonul cu pricina, că directbooking.ro dă niște vacanțe sau că găsești niște vacanțe foarte tare acolo. Uite, azi să vă zic de Bulgaria. Dacă vreți la Bansko, la Pamparov, ai fost în Bulgaria la schi? Am fost și este absolut fantastic. Foarte tare, dar fii atent, un exemplu de vacanță de revelion, sejur de 4 nopți, demi-pensiune, transport inclus și schi pasuri. Două persoane, 280 de euro. 280 nu de euro? Nu pot să cred. 280 de euro. Păi doar schi pasul e 100. Dacă iei 1000 de euro, cred că poți să-ți iei și o grămadă de prieteni. Iei toată gașca. Da. Hai să apăsăm. Apăs, hai să apăsăm, da. 3, 2, 1 și... 2. 2. Adică Popa Sorin Marian din Brașov, câștigătorul de marți. Hai să-l sunăm, Sore, repede. Hai să-l sunăm, să-i dăm premiu. Crezi felicitări. Crezi că e omul pe lângă radio? Ar trebui să fie pe lângă radio. Păi, la așa premiu. Stai cu telefonul în mână, stai și zici 1000 și cu suta aia la altă 1100 de euro. Deci are vacanța pentru el, copii, prieteni și așa mai departe. Hai să răspundă. Hai, Sorin. Vezi, Sorin și Sore, practic. Da, cumva universul a conspirat. Corect. De aici era. Păi doar că nu răspunde. Ce face acum dacă nu răspunde? Dacă nu răspunde, dăm la următorul, nu? Nu. No. No, să nu mai târziu să... Îl prindem noi astăzi. Ești, hai că-l avem. Da, păi hai că-l avem. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața, Sorin. Bună dimineața, da, la telefon. Dormei? Păi ce faci? Nu, la ora asta nu. Nu? Dar ce făceai? Eram și eu pe la o primărie din localitate, știți cum merge pe Brâcumeni. Oh, Sorin, tu ești din Brașov, deci dacă și la primăria din Brașov merge așa greu. Nu, la Brașov, la Târlungeni. Ok. De obicei toate primăriile. Da, și de ce te-am sunat, nu? Cred că pentru chestia cu concursul. Exact, uite, chestia cu concursul. Noi avem pe Sore în dimineața asta în studio cu noi. Bună dimineața, Sorin. Ea a făcut extragerea și, uite, tu ai ieșit câștigător. 1000 de euro, Sorin. Bravo. Uite. 1000 de euro. Bravo. Lăsate fără cuvinte. Sorin, să știi că eu în buletin sunt Sorina, așa că am ținut cu tine. Măi, ce tare chestia asta, adică, uite, nu m-aș fi gândit. Da, da. Să dacă îmi spuneai înainte că e o legătură de asta corect, Sorina nu putea să-i dea decât lui Sorin. Sorin, fii atent. Am o pilă. Da. Sorin, hai că să-ți mai treacă supărarea asta, că ești pe la primărie, pe acolo, că merg lucrurile greu. Gata, pleci într-o vacanță, o super vacanță, cu 1000 de euro plus 100 cât ai câștigat. Lasă-i deoparte pe oamenii ăștia de la primărie. Și zile, hei, eu am câștigat 1100 de euro, am vacanțe. Știi ce? Nici nu mă mai încurc. La revedere, România! Felicitări, Sorin! Să te bucuri de voucherul ăsta de 1000 de euro! Simte briza de concediu, indiferent de anotimp! Ascultă și luni ca să ai șansa la vacanțe de sute și mii de euro de la Digi FM. Ne-am întors la discuția noastră cu Sore. Am văzut că ai avut și tu o postare cu Mitu în campania asta care a fost în toată lumea. Am izbucnit. N-ai mai putut să țin tine. Deși a fost de mult povestea, nu? Da, bineînțeles. Oricum, nu știu dacă am mai povestit-o sau nu. Cert este că, văzând faptul că toate fetele, cel puțin la mine de pe Facebook, cunoscute, necunoscute, prindeau curaj, am spus să împărtășesc și eu din trăirile astea. De ce? Nu ca să mă aflu în treabă, ci tocmai pentru a evidenția faptul că eu eram copil și, practic, teama mea de astfel de situații venea de la mama, care poate și ea a trăit la rândul ei pe vremurile adolescenței ei ceva similar. Cert este că de la mama mea am aflat că dacă e ceva rău, nu stai la discuții, pleci, fugi, că nu se bagă nimeni. Și lucrul ăsta m-a frapat și cumva îl aplic și în ziua de azi. Ți s-a întâmplat în tramvai, mergeai la școală
Aveai 14 ani. 14 ani, mergeam la școală, aveam două stații de tramvai și un nene m-a acostat. Normal ar fi fost cineva din jur, văzând că se întâmplă ceva, să reacționeze. Era vorba de un copil. N-am fost niciodată prea dezvoltată, să îți imaginez că am altă vârstă. Dar cu toate acestea nu a schițat nimeni niciun gest. Eu n-am avut curaj să fac nimic și doar am coborât la prima stație și am plecat. Ai povestit acasă sau ai... A, da, bineînțeles. Mm-hmm. Bineînțeles. N-am avut secrete față de părinții mei niciodată. Dar mama mi-a spus că foarte bine am făcut, bine că am plecat, că dacă se întâmpla ceva mai rău. Dar uite, toată povestea asta cu mitul a pornit de la Hollywood, acolo unde diverse actrițe spun că pentru a prinde un rol au făcut acest compromis. În muzică, cum e? Eu am fost... Din ce auzi așa? Asta e că eu nu prea plec urechea la povești așa în jur. Din punctul meu de vedere, în lumea muzicală în care mă învârt eu, adică la noi, la Ha Ha Ha, cu Smiley, cu familia noastră, suntem acolo, adică sunt acolo de 8 ani de zile, și e ca între frați și surori, nu există. Dar sunt convinsă că în absolut orice industrie se întâmplă lucruri mai puțin plăcute, cu siguranță, indiferent de profesie. Important este să avem cumva curajul de a le gestiona și mi-ar plăcea, în general, să știi că te poți baza pe oamenii din jur, să știi că cineva îți stare în apărarea ta, nu doar dacă te cunoaște. Așa e, nu cum ți s-a întâmplat ție în tramvai când nimeni nu s-a băgat. Și cum se întâmplă de multe ori. Fii atentă, noi ți-am pregătit un joc. Așa, îmi place să mă joc. Da, perfect. Dacă ei știe Așa Jucăușă, ce ai prefera să numește jocul nostru? Și fii atent. Hai să vedem. Îți dăm niște alegeri imposibile, deci sunt chiar imposibile și sunt curios cum ai alege tu. Ai prefera să ai voie să te speli o dată în viață sau să fii mereu curată, dar să ai numai haine murdare pe tine toată viața? Dar de ce îmi dai întrebări grele? Așa e jocul. Aș prefera să fiu curată mereu cu haine murdare. Da, ok. Sincer. Da, poate data aia te speli bine, bine, bine. Da, adică te speli mai lung. Pentru toate celelalte, da. Fii atentă că mai avem o alegere imposibilă. Ia. Ai prefera să te tai cu hârtie între degete de fiecare dată când atingi o coală de hârtie? Groaznic, sau groaznic, să-ți groaznic, muști limba de fiecare dată când mănânci ceva? Să muști limba, 100%. Nu! Ba da! Grozitor! Eu nu suport, deci, tăiatul ăla pe deget. Chiar, uite, apropo, chiar limba? Sunt tăiată. Ieri m-am tăiat, deci Da? Îngrozitor. Asta intră la categoria unghiile pe tablă. Îngrozitor. Da, nu zi așa. Atunci, ceva. Atunci, hai să mai dăm una. Unghii pe tablă sau unghii pe perete? Aoleu! Pe perete. Pe perete, clar. Da. Pe perete, da, te umpli de var, dar nu e nasă. Vai. Gata, depășim momentul. Da. Te-ai descurcat foarte bine. Uite. Mulțumesc. Uite de alegerile astea imposibile, dar din când în când mai trebuie să facem astfel de ca de să alegeri. Apreciem ce avem. Auzi, sore, ești o femeie curajoasă, nu? Da, să zicem. Pare așa, nu? Pare așa. Bun, mai suporți ceva? Ce anume? Să cântăm. Noi. A, bineînțeles. Noi. Nu, adică crede-ne că nu, nu trebuie să fii atât de... Fii atent. Încântată de ce. Fii atentă cum sunteți facem. Pe lângă subiect. Adică pe bune, da? De ce crezi că lucrăm aici? De mine, ia. Uite, să o să facem în felul următor. Dă-ți căștile jos, o să-l rog pe colegul Marco să vină să deconecteze și celelalte căști pe care le avem aici în studio. Da. Adică vrei să oprim tot ce înseamnă... Tot ce poate auzi ea, cu excepția căștilor noastre. Scoate, o să ne dăm chiar și noi căștile mai încet. Marco, scoate toate închide căștile. Tot. Închide toate căștile. Tot. Închide toate căștile, da. Fii atentă că îți pregătim ceva. Pe post și noi și ascultătorii noștri o să audă niște muzică și noi o să auzim. Și noi o să fredonăm. Și noi o să fredonăm. Adică ori eu, ori Bogdan o să fredonăm. Dar și împreună, Cătălin. Ce vrei să începem? Și trebuie să ghicesc ce fredonăm. Ai văzut? Da. Okay. Da, noi nu spunem cuvintele. Deci o să... A voi ziceți cu na-na-na? Sau cu tralala, depinde ce ne... Vai, să vedeți ce de râs o să mă fac. Nu cred. Tu? Aia e problema, că te faci tu de râs, stai un pic. Ia să vedem. Deci tu ești pregătită, da? Ești pregătită, da. Nu s-aude nimic, da? Nimic. Nu auzi. Ok, bun. Hai să începem. Luiza. E românească? Da, da, normal. Da, se mai poate o încercare? Da, sigur. Luiza, din nou, te rugăm frumos. Atât de rău a fost? Adică este evident ce am cântat. Nu se pricepe ea. Cum să noi am fost foarte sigur, bun. Noi am fost foarte bun, Cătălin. Băi, de capul nostru nici nu vreau să mă gândesc ce asta. Ia. E ceva cu mama? Da, mamă, sunt beată. Bravo! Bravo! Uite, pentru următorul cântec o să-ți dăm și un indiciu. Așa.
Așa. E la mod acum. E la modă, e un hit al momentului. Da. Ok. Da, fii atent. Da. Asta sigur e din 80. Ia să vă. Bun. Suzana, mi-ai furat banana. Așa. Tu auzi cumva, tu auzi cumva ce se întâmplă. Ai tras cu urechea sau de unde? Sau de undeva? Vlad, sau de undeva în studio? Cântați voi foarte bine. Ah, am înțeles. Încercați să cântați mai slab. A, bun, deci cântecul ăsta. Vezi ce înseamnă cântecul copilăriei? Să spune că ce asculți în copilărie îți rămâne pe creier. Da. Aveam și ai eu. Fost fan, Valahia? N-am fost fan, dar eram acolo, Andrei, Valahia, Genius. Ai autograf de la Trăistariu? N-am avut noroc. El are de la tine? A, nu. Dar ne-am cunoscut. Da? Da. E, era îmbrăcat? Băi, da, eram în perioada bună. Ok, era în perioada bună. Ne bucurăm să auzim asta. Mai avem un ultim cântec pentru tine, o ultimă provocare. Tânăr, vreau mereu să fiu voltaj 20 de ani. Ai văzut? A pornit mai greu, dar... Da. Chiar, tu ai 20 de ani? Cum faci? Da, cât îmi dați? Chiar sunt curioasă. Poți să-mi pun căștile acum? Da, puneți căștile. Da, ca să auzi răspunsul nostru. Ca să auzi răspunsul nostru. Da, nu merg căștile mele. Da, acum trebuie să chemăm. Marco repare căștile. Băiatul nostru bun la toate, Marco, să repare căștile. Câți ani îmi dați? Acolo rămânsesem. Chiar sunt curioasă. Cred că e 25, nu? Este ziua mea săptămâna viitoare. Eu chiar nu știu câți ani. Știm că este ziua ta, dar nu știm exact cât o să împlinești. Așa, după față. 25, după față, după port. 25 zici tu, Cătălin. De ce? Dai mai mult? De ce te-ai dus până la 25? De ce nu te-ai oprit la 23? Dar nu mai are 23, nu mai are cum să aibă 23, nu. S-au dus vremurile. Sper să nu spun vreo prostie, 27. Acum am 27, săptămâna viitoare am 28. Da. Bravo, la 28, bravo, mulțumesc. La mulți ani, sore. Mulțumesc. Ai făcut multe lucruri până la vârsta asta. Mulțumesc, așa cresc și eu, dar mereu deci e bine ai făcut de... copil. Am făcut, da. Cred că e cel mai important. Normal, de-aia bineînțeles. Așa. Cel mai. În muzică, te-ai apucat serios de treabă de ani buni. Da, de pe la 10 ani. Chiar... Are o viață petrecută în muzică. Exact, o viață petrecută în muzică. Spui, sunt pe scenă de 18 ani. Da. Că după aia trebuie la câți ani. Păi, da. Ce se întâmplă, da. E ceva ce n-ai făcut până la 28 și ți-ai fi dorit? Da, n-am avut un concert în străinătate. Niciodată? Nici la comunitățile de români din Anglia, America? Am avut piesă în top în Japonia, dar nu am ajuns să și concertez acolo. Mi-ar plăcea foarte mult, dar nu e niciodată. Păi știi că acolo sunt concerte cu desene animate, ai văzut? Păi, eu dacă râd, semăn cu un personaj. Dar uite, aici țin să te contrazic. De exemplu, videoclipul de la Different era filmat la Londra. Da. Și bănuiesc că un pic ai cântat. Le-am cântat oamenilor. Am un cadru acolo în care am un carton I'm So Different și stăteam la colț de stradă și oamenii veneau și eram cu căștile în urechi, dar totuși cântam. Vezi, și la un moment dat s-a oferit să-mi dea bani, știi? Și am zis, nu-i nevoie, mulțumesc. Ce dădeau? Erau darnici sau nu prea? Monezi. Dar am cântat în Leicester Square, unde sunt tot felul de cântăreți cu chitară, cu microfon, și de dragul artei, pentru că am vrut să filmăm asta, i-am întrebat dacă putem să cântăm Adele, Rolling in the Deep. Eram una dintre melodiile pe care le ascultam atunci și am cântat pentru acei 50 de oameni din Leicester Square. E foarte mișto acolo, se adună lumea și se uită la tine și e foarte mișto locul ăla în Leicester Square. Momentele noastre cu oameni dragi trec repede și uite, întâlnirea noastră se termină, dar o să fim cu ochii pe tine pentru că ne-ai spus că vei lansa în curând altceva. Ești pusă pe treabă. Și dacă stau să bine să-mi aduc aminte, și anul trecut înainte cu o săptămână de ziua mea ne-am văzut, așa că ne-am făcut un obicei. Păi nu, ne vedem de Crăciun acum, e clar că ai zis că din două în două luni. Da. Știți ce facem? De Crăciun vin cu o chitară și vă cânt un colind. Perfect, așteptăm. Perfect. Bine. Îți zicem la mulți ani de pe acum pentru ziua ta. Păi, da. E weekend, mă. Asta e weekend. Gata, s-a terminat. Am terminat. Ne întoarcem luni. Bravo, mă. Ca să știi.